centrul satului Zvorul Mare a fost asfaltat în 3 zile. Acest drum nu a mai fost asfaltat de peste 40 de ani. Drumurile din spatele meu au fost modernizate, pentru că acolo nu se putea circula decât în cizme și pe jos. În ultimii ani, în satul Izvorul Mare, s-a reabilitat căminul cultural, s-a reabilitat școala, s-a reabilitat geamia, de fapt s-a construit de nou acea geamie care se află în spatele meu, iar în spatele dumneavoastră este Biserica Creștină, care și ea a suportat reabilitare și modernizare. Ne îngrijim și de satul Izvorul Mare și de celelalte sate în aceeași măsură. Încă mai avem multe lucruri de făcut și sperăm în următoarea perioadă ca toate problemele locuitorilor din satele aferente să li se îndeplinească toate condițiile necesare pentru un trai decent.